an, noi cerem raportat din partea OAT-urilor de la localități cu privire la neîncasat, la facturi de emisie și neplătite și agerat. Și aveam diferențe foarte mari de la lună la lună, facturi care au apărut așa peste noapte și care sunt din spate și care, la doilea rând, nu bat niciuna din ele, tot la urmă, 6-7 facturi apar noi acum, dar niciuna din ele nu bate valorii cu ceea ce aveam în trecut raportat. Deci e foarte ciudat. Că vi se raportează date false, să înțeleg, sau din copil? Da, nu știu. Vedem. Deci, raportarea se face sub semnătura primarului, care își asumă responsabilitatea. Deci, nici valorile nu sunt regresite anterior, da? Iar faptul că apar de la lună la lună foarte multe alte facturi extrem de vechi, în 2008, în 2009, în 2010, la aceleași unități teritoriale, aceleași firme care facturează și care... E ceva reclar acolo și pentru asta vreau să facem prima lună.